Bună ziua tuturor! Este joi 9 aprilie și ne aflăm la, cred că, 14-a sau 15-a sesiune de training a campusului virtual. După cum ați văzut, am setat un mesaj care cred că v-a apărut absolut tuturor pe ecran și un mesaj audio, cum că această întâlnire este înregistrată. Zoom a făcut foarte multe modificări în ultima perioadă și foarte multe din zona aceasta de securitate și de protecția datelor private. Inclusiv am să pun aici un articol pe care colegul meu, Silviu Vert, l-a găsit, l-a primit de fapt. Ultimul articol care a fost scris chiar ieri de către Erin Ioan și care vă spune pe scurt exact care sunt toate, să zicem așa, îmbunătățirile pe care platforma Zoom le-a adus în ultima perioadă din punct de vedere al siguranței. Și am să încep cu aceasta, fiindcă vorbim astăzi despre modul de realizare al examenelor și modul în care examenele pot să fie, să zicem, organizate în această perioadă. Și am să îmi permit mai întâi să vă arăt niște documente care există în campusul virtual, ca să știți de unde să le găsiți și unde să le citiți și până am să vorbesc despre ele. Bun, cred că este vizibil pentru toată lumea în acest moment. Ok, bun. Deci în acest moment, după cum vedeți, suntem în cursul de tutoriale pentru profesori și în acest curs există niște documente care au fost, să zicem, modificate un pic, îmbunătățite în ultima perioadă. Unul dintre ele este modul de realizare a examene online și care l-am aici deschis. Da? Am să-i fac un reload ca să vedeți că este exact ultima variantă și pe aceasta o să începem să discutăm un piculeț mai mult, dar vreau să vă atrag atenția că datorită contribuției foarte bune a profesorului Ioan Silea, căruia îi mulțumim, au fost realizate și niște tutoriale ceva mai explicite de cum să vă pregătiți, cum să faceți, cam ce mesaje puteți să trimiteți studenților. Poate un piculeț va trebui să scriem aici, să modificăm acum ceva, am să-l rog pe profesorul Silea să mi-l trimită, fiindcă am sesizat doar ieri acest lucru că față de modificările pe care noi le-am făcut săptămâna trecută la început în înregistrarea, în acel mod de realizare de examen, ea nu apare aici, este de fapt modalitatea cum trebuie informați și studenții că se înregistrează examenul și ce se va întâmpla cu această înregistrare. Și am să revin asupra acestui lucru. Vreau doar să vă atrag atenția asupra. De asemenea, colegul meu, Silviu Vert, a realizat așa mult mai explicit niște documente care prezintă în special partea de Zoom, fiindcă tot aici ați avut, să zicem, au fost foarte multe comentarii privind securitatea și modul de realizare a lor, în care spunem foarte clar care sunt modalitățile și cum există ceea ce a fost, să zicem, când noi am făcut acest document în 6 aprilie. Situația deja un piculeț s-a schimbat, fiindcă sunt câteva facilități care nu mai există în Zoom-ul educațional care a fost făcut, care este configurația pe care noi o avem și de începând de ieri, nici măcar în Zoom-ul Pro. Deci pentru cei care aveți conturi personale de tip Pro, deci care le-ați achiziționat dumneavoastră independent, nici măcar acolo nu mai sunt ele disponibile. Iar cea care este aceasta este cea de care vă spusesem că noi o dezactivasem după prima săptămână, să zicem, este cea de attentiveness, adică de captarea atenției participanților la un meeting. Era un raport care puteai să-l descarci și care îți spunea câtă lume a fost atentă în timpul întâlnirii și câtă lume s-a uitat la ele, nu s-a uitat la ele, la aceste întâlniri și cum au reacționat. Deci dacă au fost tot timpul cu camera,
să zicem, în față, adică vizibilă și la prezentare, sau au modificat și au început să lucreze în alt browser sau în alte, în alte fișiere. Era o intruziune destul de mare în, în, să zicem așa, chiar în viața privată sau în drepturile fiecărui participant. Și din această cauză, noi am considerat de la bun început că nu este conformă cu politicile pe care noi le avem și le gestionăm. Și când ne-am dat seama că unele cadre didactice s-au prins că se poate folosi aceasta de pe conturile UPT-ului, am dezactivat-o. Ne cerem scuze pentru cei care au sesizat acest lucru și au vrut să o aibă, dar nu am considerat că este conformă cu politicile pe care noi le avem și aceste politici, cum să zic, le-ați acceptat fiecare dintre dumneavoastră, inclusiv și studenții, în momentul în care ați accesat campusul virtual. Ele se pot regăsi absolut întotdeauna pe orice pagină. Deci aici, pe orice pagină, jos, în campusul virtual, ele sunt tot timpul disponibile și tot timpul puteți să le vedeți. De asemenea, tot acolo este disponibil și modul în care noi gestionăm datele și ce gestionăm și după cum vedeți, noi nu păstrăm, cum să zic, informații în timp, cum să zic, de user, numai ca și date statistice, ceea ce v-am și arătat, de fapt, în sesiunea anterioară. Bun, deci acestea sunt câteva dintre documentele pe care am vrut să vi le arăt neapărat. De asemenea, aveți aici și fundalul pentru Zoom și cum să solicitați, deci sunt foarte multe. Aveți și cum să realizați o videoconferință folosind Microsoft Teams. Acesta a fost un tutorial care a fost realizat de colegul nostru Atila Simu, dacă bine țin eu minte. Nu, de Mugur, ăsta a fost de Mugur Mocofan, îmi cer scuze. Mai mulți colegi au lucrat și le mulțumim foarte, foarte mult că s-au implicat în dezvoltarea de tutoriale și de cum să faci foarte multe elemente. Sunt colegii și de la arhitectură și de la electrotehnică și, bineînțeles, Mugur face parte din echipa noastră de la CERT.